Stimați telespectatori, Hristos a înviat. Dacă am fost atenți, de-a lungul acestui praznic luminos al postului și al învierii, am văzut că s-a vorbit și s-a arătat foarte multe semne și minuni pe care Mântuitorul le-a făcut și despre care ne spune Sfântul Evanghelist Ioan Că și multe alte minuni a făcut Hristos, care dacă s-ar fi scris toate cărțile, n-ar fi încăput în lumea aceasta. O întrebare foarte interesantă care bântuie pe, sau frământă mintea fiecărui creștin în parte este aceasta. Ce ar trebui să facă un om ca să aibă semne? Ce ar trebui un om să facă ca să trăiască minuni? Ce ar trebui să facă un om ca să aibă arătări? Ce ar trebui un om să facă să nu cadă în înșelare? Ce ar trebui un om să facă să înțeleagă semnele Dumnezești sau apocaliptice? În primul și în primul rând, ne spune Sfântul Isaac Siru că cea mai mare minune este omul care nu cade. De aceea Sfânta Scriptură spune așa: Cel ce stă să ia aminte să nu cadă. Dar mai spune Sfânta Scriptură, cel ce cade să ia aminte, să se ridice. Semnele sunt date fie de natură, spune învățătura părinților, fie de vise, fie prin comunicări divine direct de la Dumnezeu. Sau bine meritate în urma unor multe rugăciuni pe care le săvârșim înaintea lui Dumnezeu, și Dumnezeu simte să ne trimită o mângâiere dumnezeiască. Fie ca o răsplată personală, fie ca un semn de iubire și de înțelegere că relația noastră cu Dumnezeu este una curată și sinceră. De obicei, oamenii caută semnele vederii. Mântuitorul Iisus Hristos de ceartă în una din Evanghelii și ne spune așa, Fățarnicilor, fața cerului o știți, semnele timpului le știți, dar semnele venirii fiu Omului de ce nu le cunoașteți? Și dacă ne vom uita în unele din în învierii care se citesc la stâlpi când ducem pe cel dormit spre cimitir, spre dormitorul veșnic al pământului, de unde el va pleca cu sufletul la cer și trupul va învia la judecată, auzim spunându-se așa, când vedeți măslinul verde, primăvara aproape. Când vedeți vulturul, înseamnă că acolo este și stârvul. Când vedeți semne de războaie sau de răzmerițe sau de necazuri, să știți că și sfârșitul este aproape. Și iată același Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos vine și ne spune, nu vă temeți. Când veți vedea războaie și răzmerițe și foamete și necazuri și primești, să nu vă înspăimântați. Că acelea sunt doar începutul, încă nu va fi sfârșitul. Deci ce vrea Dumnezeu să ne arate? Că anii și vremurile și timpurile și semnele sunt în mâna Domnului. Feriți-vă de prorocii mincinoși, feriți-vă de învățătorii mincinoși, feriți-vă de învățătorii care se fac oi, dar au piele de lup sau au piele de oaie, dar sunt lupi răpitori pe dinăuntru, care sfâșie și împrăștie turma. Deci ceea ce ne spune Hristos cel mai mare semn, este acesta. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care fiul omului va veni. Fericită este sluga pe care o va afla priveghind și nemernică este sluga pe care o va afla lenevindu-se. Deci de câte ori vrem să știm un semn despre Dumnezeu, să ne însemnăm cu semnul și cruci în mod cinstit și corect, Că atât cu cât îl facem mai corect, cu atâta suntem mai plăcuți lui Dumnezeu și ne privește și ne ascultă și să-i spunem așa, Doamne, dacă ai vreun semn pentru mine, nu-l doresc. Dă-l numai dacă dorești. Dacă ai vreo minune pentru mine, nu aștept. Dă-o ca semn când tu crezi sau când este nevoie. Deci, un creștin adevărat, dacă ține la cuvântul și la învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, aude scris: Semnele și minunile au încetat. Nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. Semnele sunt semn al slăbiciunii sufletești și al necredinței, iar minunile sunt pentru necredincioși. Pentru cei ce cred, Hristos este adevărul absolut și Euharistia din potir este adevărata credință și adevărata trăire.